Aproape 120.000 de refugiați ucrainieni au fugit din calea războiului și au intrat în România, iar dintre aceștia 46.000 au ales să rămână în țara noastră. Mulți dintre ei s-au orientat către Sibiu și au fost primiți cu brațele deschise de sibienii care i-au ajutat cum au putut. Unii au donat alimente, haine, medicamente, produse de igiene, pături și saci de dormit, iar alții le-au pus la dispoziție spații de cazare. Totul în mod gratuit. Pe strada tractorului din municipiul de pe Cibin este forfotă mare încă din prima zi în care Rusia a atacat Ucraina. Zeci de voluntari s-au organizat, iar alături de ei au fost poate sute de sibieni. În continuare este nevoie mare de mâncare și medicamente, întrucât zilele acestea urmează să mai vină în oraș zeci de refugiați. Percheziții de amploare au avut loc la începutul lunii ianuarie în Sibiu și Jina. Trei persoane au fost aduse atunci la audieri, iar printre ele se numără și șeful de post din Poiana Sibiului. Inculpații erau cercetați într-un dosar amplu pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, complicitate la trafic de influență, cumpărare de influență, șantaj și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Polițistul și cei doi complici ai săi au fost arestați la domiciliu atunci, iar la finalul lunii februarie au fost trimiși în judecată. Sibienii sunt invitați să-și spună părerea despre planul urbanistic zonal al viitoarei baze de agrement și sport din Câmpșor, care va include și un aquapark. Centrul de agrement și sport va include terenuri de sport, un stadion de dimensiuni medii, aparate de fitness în aer liber, un aquapark, săl de antrenament pentru diferite sporturi, dar și un centru spa. De asemenea, aici vor fi amenajate și piscine acoperite și descoperite, spații de joacă pentru copii, piste de alergare și de biciclete, dar și funcțiuni de sport pentru echitație.